O investiție de milioane de euro realizată în proporție de peste 98% făcută de statul român cu fonduri europene în stațiunea turistică Giurgiu Băi nu a putut fi preluată de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, pentru că nu se știe cine este proprietarul. Din această cauză, investiția la hotelul Flora s-a blocat în anul 2019, iar de atunci se degradează pe zi ce trece, în loc să fie o bază de agrement utilă pentru tineri, studenți și copii. Din păcate, aici, în această stațiune superbă, statul român are un hotel și spun din păcate, deoarece în momentul de față nu se identifică la cine este acest hotel în patrimoniu. Normal ar trebui să fie la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, dar încă nu s-a făcut această preluare a patrimoniului, deoarece există probleme juridice. Și chiar am fost înainte să ajung aici la acest frumos eveniment, să revăd această investiție, o investiție din partea statului în proporție de 98,7%, deci ar mai trebui doar 1,3%. Nu s-a mai investit acolo din 2019 și starea acestui frumos hotel, o capacitate de aproximativ 100 de locuri, bazin de not, este din ce în ce mai deplorabilă. Adică inclusiv mobilier s-a achiziționat, mobilier care începe să se degradeze. Cred că ar trebui făcute eforturi comune din partea tuturor celor care la un moment dat au fost la conducerea guvernului și să ajute din poziția în care sunt acum pentru a se face această predare-primire. Inițial știam că noi trebuie să preluăm patrimoniul de la Agenția Națională pentru Sport. Prin decizia primului ministru de la 1 ianuarie, anul curent, s-a constituit un grup de lucru format din reprezentanți de la Agenția pentru Sport, Ministerul Familiei, Tineretului, Egalității de Șanse, Ministerul Educației, deoarece și acolo există probleme pe rol, Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției. Deci, prin această dispoziție, acest grup de lucru încearcă să identifice soluțiile, astfel încât trecerea patrimoniului să se facă într-un timp cât mai scurt. Ce am constatat că nici sportul nu are în patrimoniu aceste locații. Și este păcat, deoarece sunt fonduri europene, vorbim de milioane de euro pentru fiecare județ, fonduri europene care se vor pierde. Și îmi pare rău că într-o astfel de stațiune, unde putem să aducem foarte mulți copii, studenți, tineri, nu putem să-i aducem în condițiile în care statul român a făcut o asemenea investiție.